Doamnelor și domnilor, bună seara și bun găsit la un nou grupaj informativ. Președintele Tribunalului Vrancea a obținut singurul 10 din țară la examenul pe care l-a susținut în vederea obținerii funcției de conducere. Magistratul a acordat de curând un interviu postului TV Atlas și realizatoarei Lenormanda Florențiu, în care a vorbit despre planul managerial al acestui mandat. Atribuțiile președintelui de tribunal, și țin să spun chestia asta pentru că nu este înțeleasă foarte mult, sunt focalizate pe zona administrativă. Și, ca să fiu mai explicit, există cumva în mintea unora o contradicție între autoritatea pe care trebuie să aibă un președinte de instanță și principiul independenței judecătorilor. Ce înseamnă asta? Că pe de o parte emitem diverse decizii administrative și încercăm lucrurile să fie organizate așa cum se cuvine în instanță, pe de altă parte fiecare judecător este independent. Și ce înseamnă asta? Că în dosarele pe care le lucrează, în soluțiile pe care le adoptă, fiecare judecător răspunde și acționează numai în conformitate cu legea. Deci sfera de activitate, de acțiune a unui președinte de instanță se oprește acolo unde apare, unde este incident principiul independenței. Tocmai de aceea este greu de înțeles pentru unii cum într-o instanță unde ai totuși oameni cu funcție de conducere, aceștia nu au niciun fel de influență și nu trebuie să aibă vreun fel de influență asupra soluțiilor date în dosare de către judecători. Da, dar cum totuși relația judecător-avocat, cum poate să influențeze avocatul, că au avut și eu, domnule, ai făcut un lucru foarte rău, dar cu un avocat bun poți să câștigi. Păi, știți despre treaba asta, nu? Sunt foarte multe de spus. Voi încerca să răspund cât mai punctual și cât mai sintetic. De multe ori nu există identitate între adevărul absolut și cel judiciar. Ce spun? De ce spun treaba asta? Sau în ce constă afirmația mea? Una este așa cum stau lucrurile în concret și alta este ceea ce poți dovedi în instanță și dacă urmezi calea procedurală corectă. Hai să fiu mai explicit. Aveți un litigiu cu un vecin. Dacă nu vă adresați cui trebuie, vă duceți, spre exemplu, un proces civil, să spun, da. Bă, certați pentru un garaj, dau un exemplu. Cine îl folosește, să-l folosească. Da. Vine minte un exemplu ipotetic. Da. Dacă în loc să vă duceți la instanța competentă și alegeți să mergeți, nu știu, la unitatea de parchet, clar că ați pierdut foarte mult timp dacă nu cumva se va clasa acolo. Deci unde trebuie să se ducă persoana respectivă? Exact. Trebuie să mergi apoi mai departe și nu vreau să folosesc termeni foarte tehnici. Acțiunea corectă, normele de drept și cauza acțiunii trebuie să fie identificate corect. Apoi trebuie să dovedești. Nu e suficient să spui în instanță, eu am dreptate. Trebuie să vii și cu probele care pot fi înscrisuri, martori, expertize și așa mai departe, cele potrivite și utile. De aici vine utilitatea unui profesionist al dreptului, iar în zona de consultanță a persoanelor care au sau preconizează că vor avea litigii, singurii care pot oferi consultanță sunt avocații, respectiv consilierii juridici pentru entitățile persoane juridice, pentru firme, să spunem în sens larg. Contează un avocat, contează un profesionist al dreptului? Sigur că da, pentru că de principiu cel care se adresează sau se apără în instanță, deci cel care se judecă, de principiu nu are pregătirea juridică. Și de aici vine utilitatea unuia care are pregătirea în spate, o pregătire solidă, îl poate ajuta să dea consilierea corectă persoanei, să-i spune de la din start, domnule, legea nu e de partea ta sau n-ai probe suficiente, nu te mai judeca sau dimpotrivă judecă-te și ăsta e mecanismul. A doua zi cu emoții pentru elevii claselor a 8-a, aceștia au susținut astăzi simularea evaluării naționale la disciplina matematică. În Vrancea, 160 de elevi au fost absenți la această probă. Între timp a început corectarea lucrărilor la limba română. Rezultatele vor fi comunicate elevilor pe 23 februarie. Viitorii absolvenți de clasa 8 au susținut astăzi simularea examenului la matematică din cadrul evaluării naționale. A fost o nouă zi cu emoții, dar care i-a ajutat pe viitorii liceeni să înțeleagă cum se desfășoară acest examen extrem de important. La proba de matematică din cadrul simulării evaluării naționale în Vrancea în anul școlar 2023-2024, din cei 2.909 candidați înscriși au fost prezenți 2.749 de elevi, 160 de elevi fiind absenți. Procentul de participare a fost de 94%. Subiectele și baremele de evaluare și notare au fost publicate la ora 15 pe subiecte.edu.ro de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație. Platforma destinată evaluării digitalizate a funcționat în parametri optim pe toată durata derulării procesului de încărcare a lucrărilor. Evaluarea lucrărilor la limba și literatura română a început astăzi și se desfășoară în condiții normale, au transmis reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean Vrancea.
Rezultatele vor fi comunicate în data de 23 februarie 2024. Rezultatele obținute la simulările naționale nu se contestă, nu sunt afișate și nu sunt făcute publice. La solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui sau tutorelui, notele obținute la simulările naționale pot fi trecute în catalog. Fiecare unitate de învățământ va analiza rezultatele la simulările naționale pentru elevii pe care îi școlarizează prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul Consiliului Profesoral, în vederea adoptării unor măsuri pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. Unitatea de învățământ va elabora un raport pe care îl va transmite inspectoratului școlar. Raportul va include un plan de acțiune care cuprinde măsurile de remediere în cazul în care acest fapt se impune. Plata taxelor și impozitelor se poate face beneficiind de bonificație până pe 31 martie. În acest sens, reprezentanții primăriei Focșani reamintesc contribuabililor faptul că au la dispoziție și plata online prin intermediul ghișeul.ro. Până la data de 31 martie 2024, pentru achitarea integrală a impozitelor și taxelor pentru clădiri, terenuri, precum și pentru impozitul pe mijloacele de transport, se acordă o bonificație de 10% pentru persoanele fizice și 5% pentru persoanele juridice. Primăria municipiului Focșani vine în sprijinul contribuabililor, astfel vă pune la dispoziție următoarele modalități de plată a taxelor și impozitelor locale: numerar sau prin intermediul cardului bancar la ghișeele din incinta primăriei municipiului Focșani. Pe site-ul ghișeul.ro, sistem național electronic de plată online cu cardul bancar securizat la înalte standarde, operat de către Centrul Național pentru Managementul Societății Informaționale, plată ce se poate vizualiza în timp real pe rolul contribuabilului. Prin intermediul aparatelor self-pay, amplasate în rețelele de magazine de retail modern atât în municipiul Focșani cât și în toată țara. Prin ordin de plată către conturile de trezorerie aferente municipiului Focșani, plată care are ca timp de procesare aproximativ 3 zile lucrătoare, confirmarea acesteia făcându-se prin prelucrarea extrasului de cont. Totodată reamintim persoanelor fizice și juridice care dețin în proprietate clădiri nerezidențiale neevaluate în ultimii 5 ani de la data dobândirii evaluării că data de 31 martie 2024 este termenul limită până la care se pot depune rapoartele de evaluare a clădirilor. În situația depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referință, respectiv după data de 31 martie 2024, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor. Se arată într-o informare a primăriei municipiului Focșani. Vrancea este unul dintre județele pilot în care persoanele care își agresează membrii familiei se pot alege cu brățară electronică. Comisarul șef Remus Nica, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție al județului Vrancea, spune că acest sistem este foarte eficient. În cazul în care agresorul s-ar apropia din nou de victimă, poliția este avertizată direct și cea mai apropiată patrulă merge la fața locului. Suntem în primele patru județe, mă rog, trei județe și capitala, ca și județe pilot privind monitorizarea electronică, adică din octombrie 2022, de acum un an și câteva luni, noi, județul Vrancea, montează inclusiv dispozitive de monitorizare electronică agresorilor. Adică victimele, dacă solicită ajutor din partea poliției, mă rog, sunt niște formalități, se completează un formular de evaluare a riscului, rezultă risc iminent și agresorul poate fi inclusiv dat afară din casă. Dar sunt foarte multe situații în care victimele refuză și emiterea ordinului de protecție, mai mult decât atât, polițistul poate să emită un ordin de protecție provizoriu pentru 5 zile, care urmează să fie confirmat sau infirmat de către instanța de judecată. Dar sunt foarte multe situații și... Chiar sunt multe situații? Da, sunt multe situații în care mergem la intervenție și victima efectiv refuză și emiterea ordinului de protecție și cu atât mai mult monitorizarea electronică. Deci, stimați telespectatori, victima a dat telefon la poliție, oamenii se deplasează și când ajung acolo nu mai pot să facă, pentru că între timp... Și pe această cale chiar fac un apel la victimelor să nu mai rămână în starea asta de victimă și să ne înștiințeze și să meargă până la capăt, pentru că
Probabil că doar vrea să-l sperie pe agresor. Am văzut multe situații în care, să spun că am intervenit și după ce am intervenit noi, chiar dacă nu s-a emis ordinul de protecție sau chiar dacă nu s-a montat acea brățară, agresorul sau, mă rog, victima nu a mai avut probleme cu agresorul. De obicei se repetă și se repetă și se repetă și se ajunge la tragedii. Da, pentru că e greu să rupi o căsnicie, de exemplu, pentru o palmă, nu? Deși... În schimb, sistemul acesta de monitorizare electronică este foarte eficient. Da, e eficient? Aveți deja rezultate? Da, acolo unde au fost montate sisteme de supraveghere, nu am mai avut probleme, în sensul că dacă suntem avertizați, imediat cea mai apropiată patrulă de poliție, jandarmerie, poliție locală intervine. Adică avem un sistem creat astfel încât să intervină cel polițistul, jandarmul sau polițistul local care este cel mai apropiat de eveniment. Mai mult decât atât, avem un dispozitiv în dispeceratele poliției de monitorizare a flotei și eu știu în timp real care unde flota? Este patrula, flota noastră. A, credeam că flota aia de la Constanța. Nu, flota de la Constanța, nu monitorizăm noi. Care nu mai e, da. Garda da. De coastă, probabil, se ocupă. Așa. Și știm în timp real unde se află fiecare patrulă de poliție și știm știți? Să... ce interesant, știți? Da, este foarte interesant acest chiar sistem. Este. Pentru că avem o hartă și pe acea hartă vedem exact colegii noștri unde sunt, și unde ce patrulează, ce fac și îi dirijăm acolo unde trebuie. Avem nevoie în cel mai scurt timp. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea organizează cursuri de calificare în mai multe meserii. Se pot înscrie persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă sau șomerii indemnizați. Pentru anul 2024, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Vrancea face cunoscută oferta de formare profesională. Persoanele aflate în evidența agenției, ca și șomeri, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, pot face gratuit unul din următoarele cursuri, în următoarele meserii. Competențe cheie, competențe de comunicare în limba română, competențe digitale de utilizare a tehnologiei informației, competențe de comunicare în limba engleză, cursuri de inițiere profesională, operatori introducere, prelucrare și validare date, ajutor de bucătar, cursuri de calificare profesională nivel 2, agent de securitate, cofetar, cameristă, frizer, florar decorator, îngrijitoare copii, lucrător comercial, lucrător finisor în construcții. Cursuri de calificare profesională de nivel 3, adică cu un număr mai mare de ore, administrator de condominii, bucătar, coafor, confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice, electrician constructor, infirmieră, izolator termic, machior, cursuri de perfecționare profesională, expert accesare fonduri structurale și de coeziune și cursuri de specializare profesională, auditor intern, antreprenor în economie socială, fotograf, pizar, montator instalații solare, recepționer de hotel, secretară dactilografă. În cursul acestui an, în urma investițiilor propuse a fi realizate de Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare în Vrancea, suprafața irigabilă ar urma să crească cu 3.000 de hectare. Discuții în acest sens au fost purtate în cadrul Colegiului Prefectural de către Nelu Nicușor Bucur, directorul instituției. Planul meu pe 2024, adică față de problemele care le-am găsit, aveam un canal pe care doream să dau apă, dar din păcate autostrada mă împiedică momentan. Pe cea mai mare exploatație pe care o are ANIF-ul Vrancea la ora actuală, în afară de Măicănești, care aparține de Brăila. Astăzi am aflat că autostrada se suprapune din 80 de kilometri pe vreo 3 km 600. Și chiar pe anumite canale merge exact pe deasupra canalului. Am înțeles că o să refacă acele canale la starea inițială, undeva paralel. Momentan nu știm nimic oficial. Singurele lucruri pe care eu mi le-am notat, pe care am putea să marjăm anul acesta, în afară de acele proiecte europene DR26, DR25, mă refer la
lucrări pe termen scurt. Am reușit să găsesc o expertiză din 2009 făcută de colegii mei. În 2009? Da. Și mai valabilă? Da, o am discutat deja, o să o actualizăm cu tarifele din data de astăzi. Zilele acestea vreau să o trimit la București. Este pe acea priză la Biliești, fiindcă consider eu și mi-au dat dreptate, este singura variantă prin care aș reuși să măresc un pic mai mult suprafața irigată pe județul Vrancea. Cu cât? Undeva la 3.000 de hectare. Adică o să prindem Suraia Vadurosca, practic. E undeva la 2.795 de hectare, mai exact. Expertiza e făcută, este, sincer, m-am uitat pe ea, este făcută cum trebuie. Doar trebuie să vedem cum facem să preluăm apa din Siret, fiindcă cursul Siretului a scăzut foarte mult. Adică apa este... Și acolo, oricum, proiectantul, când va veni în urma expertizei noastre, care o vom trimite la București, sigur va găsi o soluție, din ce am discutat cu colegii. Și, bineînțeles, sunt cele două proiecte care se finalizează anul acesta, UAI Berghel și Polocin, de la Homocea, undeva împreună au 968 de hectare. În ce stadiu sunt acolo? Sunt pe finalizare. Dimineața am discutat cu colegul după zonă, mi-a zis că sfârșitul aprilie se va termina. Ei au termen până la 31 decembrie. De acolo singura problemă care o văd ar fi cu energia electrică, dar deja de astăzi am trimis o înștiințare la electrică. Sper să avem răspuns zilele acestea. Am mai făcut vreo două contracte, să spunem, zilele trecute. Dar suprafața, eu zic, garantat cu 1000 de hectare până la final de an va crește. Între suprafața de la Homocea și ceva contracte în plus pe SRP 5, pe Hare. Și pe Ruginești cu Feșpanciu? Exact, aceea este exploatația. Ruginești cu Feșpanciu. Da, da. Bun, iar pe Putna aici, nimic? Putna nu. La SPA la Boțârlău am văzut nota conceptuală care a făcut-o colegii mei anul trecut și au trimis-o la București. Nu am un răspuns oficial, dar suprafața relativă este mică. E undeva la 482 de hectare. Banii ceruți sunt foarte mulți și nu cred că o să treacă. Adică și din punctul meu de vedere, cu suma aceea se poate face altceva. E prea mare pentru suprafața deservită. 402 sau 42? 482 de hectare. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea va fi variabilă, cerul va fi parțial noros, iar vântul va sufla intens. Temperaturile minime se vor încadra între 6 și 8 grade, iar cele maxime între 13 și 15 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV din această seară. Vă mulțumim pentru atenție! La revedere!